trebuie să mă vadă lumea. Voi stați și pe ce la biserică, eu. Păi, hai, bagă mare. Caute cer, o stea, una, doară. Următoare. Nu, stai așa un pic, stai așa un pic. O să-l pun la loc? Da, chiar te rog să-l pui. Mai bine. Știu și să nu-i de tine. Nu-i de tine, niciun caz. Să defilezi tot. Ia, ia să vedem ce știi tu să faci. Da, stai așa un pic, înainte să defilezi. Dă-ți deschidea un pic, așa, ca să se vadă frumos, că e la cameră aici, nu e... Trebuie să se vadă lumea. Așa. Mai așa, așa, bravo, așa, mai bravo, uite așa trebuie. Trebuie să se vadă lumea, nu vrei să mergi în afară, să te simți bine, bagă mare. Da. Altceva. Așa, da, bun, altceva. Îmi place asta. Băi, fetele, ia să vă știți să dansați sau nu știți să dansați? Ia să vă ia stai așa. Normal că știm, dar suntem și noi. Da. Hai, pisicuțe, urmă cu talent, haide. Ia. Dezamăgiți pe șef, ce facem aici? Te dezamăgiți pe șef. Suntem și noi emoționate. Păi cum nu sunteți emoționate cu mine? Păi și acolo ce? Ia să vă urmă, hai. Ia stai mă, ia să. Da, să mă, că stau aici să văd mai bine. Hai. Bine. Zici? Merge. Ia uite, ia uite. Talent. Băi, da, frumos, da. Ca vântițele alea, ia uite. Păi hai, hai, mai cu talent, hai des, fetelor, hai. Așa, așa. Între două nu te plouă, dar nici bine nu ție. Mai ales atunci când ploaia depășește cu mult puterile tale. Sunt Bogdan Lazar și vă invit să urmăriți un episod despre cât de ușor se lasă femeile păcălite în goana după celebritate. Despre proxenetism și trafic de carne vie. Imediat la fosta mea iubire în flagrant. Atenție! Urmează imagini șocante ce vă pot afecta emoțional. Vreau să nu știe nimeni că tu ești iubita mea. Pentru că nu vreau după aia să creadă că te favorizez. Dacă e cu așa, nu mai e o lândouă, treabă, că știi cu puștea, am mai avut probleme și cu ăla. Nu e problemă. Și știi că rezolv. Lasă, frate, că traversez pe verde, nu traversez. Traversez pe verde, treaba ta, ai grijă. Zic să fie mai bine, lasă-mi în pace pe Ramona. Tu îl iubești cu adevărat pe acest băiat? Sincer. Păi, sincer nu prea, dar na, suntem de mult împreună. Ne-am obișnuit cu celălalt. Păi și să înțeleg că stai mai mult de milă cu el? Nici mă, ce ești mai mult milă, bă, te-ai foarte încolo. Așa e, dar 20% halul ăsta. Măcar 20%, nu 50%, zic și eu. Să trăiești în lux, să fii iubit, să fii adorat, să fii admirat. O viață fără griji, fără suferință, fără zbatere. Asta promite mirajul celebrității. La emisiune apelează o tânără care vrea să știe în ce ape se scaldă relația pe care o are nu de mult timp cu un bărbat influent din showbiz. Bună, Emma! Bună, Bogdan! Cu ce te putem ajuta? Am și o problemă cu iubitul meu. Așa. Eduard îl cheamă. Așa. De câteva zile e așa puțin mai rece. Nu știu, el are și o agenție de modele, de modeling. Așa ne-am cunoscut noi. Și sunt curioasă ce face acolo cu atâtea fete, sunt numai fete. Adică mai ai o senzație așa că s-ar întâmpla ceva? Da, puțină gelozie, probabil puțină gelozie. Dar ți-a dat motive? Da, înainte ieșeam mai des. Acum nu știu, de când ai înaintat cu agenția asta, are mai multă treabă. Adică mai are timp de mine. Ești un pic gelasă, așa că stă mai mult timp cu alte fete, de exemplu, la muncă acolo decât stă cu tine, nu? Da.
Și voi când v-ați cunoscut, cum v-ați cunoscut? La un casting? Adică tu te-ai dus acolo la agenție la el și... Nu ne-am cunoscut la agenție, ne-am cunoscut pe stradă. Așa. M-a văzut, de acolo am început să vorbim, el era cu agenția la început. Uh-huh. Și așa ușor, ușor îmi promite că dacă o să stau lângă el o să fiu sus, că sunt, da, că sunt frumoasă. Bine, dar nu neapărat asta contează, țin la el. De cât timp sunteți împreună? De aproape un an, de zile. Și de când ai observat-o așa, că nu prea te mai bag în seamă? De vreo câteva luni. Câteva luni? Da. În anul ăsta am stat împreună. La început stăteam foarte des împreună. Acum, de când se ocupă de agenție, foarte rar. Dar ce face el mai exact acolo la agenție? Cu ce se ocupă? Fete, modele care le spun, adică ne promite că o să ajungem departe, în afară sau nu știu. Departe, nu știu, adică le duce 1.000 km în partea aia, mergem 1.000 km și mai departe. O să ne facă sau? Vedete. Vedete. Da. Ceea ce noi fetele frumoase, asta ne dorim. E frumos. E chiar e frumos. Ce am încredere în el? Și problema ar fi că poate mai e altcineva, nu? Da, nu vreau să fie altcineva la fel de important ca și mine. Să devină vedetă în locul tău. Voi locuiți împreună acum? Da, locuiam împreună, vine și acum ar trebui să locuim împreună, dacă el vine foarte rar la mine, mai mult locuiesc singur. Am înțeles, dar problema la tine care e? Că nu prea stă cu tine, nu mai îți acordă la fel de mult timp sau cum? Exact, nu mi-acordă la fel de mult timp, plus de asta că se și ascunde. Adică? Că nu, am impresia că nu vrea să spună lumii de relația noastră, nu vrea să apărem împreună, pe site-urile de socializare nici atât. Adică voi aveți mai mult o relație așa ascunsă, nu? Da, tocmai, și nu înțeleg de ce a devenit așa, că înainte nu era așa. Că și-ai vorbit că nu mai e omul, de ce ne ascundem? Avem vreun motiv să ne ascundem? Spune, pur și simplu, nu vreau. Am înțeles. Am agenția mea, nu trebuie să mă vadă toată lumea, trebuie să fiu ce mai legat de muncă, discret, nu? Da. Acum, nu știu, cred și eu. Adică, știi că există mai mult ca sigur posibilitatea să mai fie cu cineva acolo la agenție, nu? Da, adică eu sper să nu mi-ai dat toate semnele posibile că te-ai înșelat. Eu sincer. Sper să nu fie așa, eu am încredere în el. Încă am încredere în el. Adică Eduard se ascunde că e cu tine, nu spune nimănui, bă, eu am o relație cu fata asta, nu? Cu Emma. Da. Și la muncă tu când te duci acolo? Cum se comportă cu tine? Sunteți împreună? Adică aveți o relație mai apropiată sau pur și simplu tot așa? Nu, suntem împreună. Spune pur și simplu Emma, munca-i muncă, relația noastră e relația noastră. Am înțeles, și ați separat aceste două categorii. Nu, foarte bine. Și ție nu-ți convine? Nu că nu convine, doar că intru la bănuiele așa puțin, am niște dubii. Și vreau să mă convin că nu e așa. Mai sincer, nu prea mai înțeleg. Ori îmi spui că ai încredere în el, ori nu ai. Adică dacă aveai încredere în el, de ce ai venit aici? Pentru că am încredere în el, însă am încredere din... Păi aici fi că nu ai încredere în cineva. Da, dar am încredere în anturajul lui. În anturaj? Da. Și anturajul lui ce înseamnă? Fetele cu care stă la... Da, prieteni, exact. Ție ți-e frică că te înșeală sau ți-e frică că nu mai ajungi vedetă? Mi-e frică că mă înșeală, nu mă interesează, adică banii lui. Mi-e frică că o să mă lase sau mi-e frică să nu fie altcineva. Ok. Deci... Noi acceptăm cazul. O să am rugămintea să însemneze acest contract prin care tu ne dai nouă dreptul să urmărim absolut tot ce se întâmplă acolo. Și de îndată ce vom avea vreo veste, te vom contacta. Da, vă mulțumesc frumos. Detectivii noștri au o misiune ingrată. Să urmărească un coleg de breaslă. E un prieten, o cunoștință, un personaj monden cunoscut? Echipa lui Bogdan Lazar va descoperi dacă Eduard este sau nu cu minte cu ajutorul detectivului sub acoperire Dobre, al seducătoarei Ramona, a lui Alex, micul informatician, și al puternicului Băje. Vom afla în minutele următoare întregul adevăr. Luni începe urmărirea.
Acesta este Edward. Din spusele Emei, bărbatul are momentan mașina în servis, așa că urmărirea va fi mult mai ușor de realizat. Edward merge pe jos și nu se îndepărtează prea mult de zona în care muncește. Bună ziua! Fiți amabil, aici este agenția... Da? Am înțeles. Aș vrea să vin și eu să fac un casting, se poate? Din păcate nu putem ajuta aici doar pentru fete. Pentru a plasa cât mai repede toate dispozitivele de urmărire, detectivul sub acoperire Dobre pretinde că ar căuta agenția de casting. Primește un răspuns cel puțin îndoielnic. Agenția este doar de fete. Ce fel de agenție de casting este asta? Ce vă spus? Ce? Pentru modele, pentru fete. Și nu aveți și modele băieți, adică... Nu. Nu, că nu caut și gata, stăm aici să răspundem. Am înțeles. Doar modele care iau. Înțeles. Ok, mulțumesc, mă scuzați. Da, și noi vă mulțumim. Zi bună. Din vastele noastre cunoștințe, o agenție de aia este agenție. Să aibă de toate, să fie în stare să dea clientului personajul de care are nevoie. Acesta este primul semn de întrebare. De ce se recrutează doar fete la această adresă? Salut! Salut! Am venit și eu pentru casting. Unde pot să mă înscriu? Aici pot să mă înscriu? Ce casting faci? Păi am înțeles că faceți casting pentru modele, pentru... Da, frate, dar stai așa că tu nu corespunzi. Pe cum nu corespund? Îmi pare rău, deci e casting mai diferit. Mi-am vorbit, am întâlnit cu cineva pe scări și mi-a zis că e pentru... Nu știu ce ai vorbit, cu cine ai vorbit, dar ai greșit adresa, crede-mă. Cum, frate, că am vorbit acum cu cineva și mi-a zis că faceți casting? Ca să ne înțelegem, nu corespunzi cerințelor. Intervenția sa însă a avut succes. Chiar dacă nu a fost înscris în agenție, s-a întâlnit față în față cu o persoană care cu siguranță este importantă pentru caz. Cine este? Vom descoperi în continuare. Grații, nu corespunzi descrierii, la revedere, drum bun, hai! Wow! Dobre aproape că este dat afară pentru că insistă să fie recrutat, selectat, intervievat. Sigur te gândești mai la mine, nu mă știu. Nu mai umbli și cu altcineva. Știi foarte bine că n-aș face asta. Normal. Ia zi, e sigură de pasul pe care vrei să-l urmăm? Da, ți-am zis că vreau o carieră. Eu aș vrea să mergem la părinții tăi totuși, să oficializăm această relație, să mă cunoască, să te cer de soție. Cu siguranță să te cunoască. Chiar vrei să mă cer de soție? Nu vreau să am probleme după, sigur, deci nu mai umbli și cu altcineva, desigur, am încredere în tine. Mergem, vreau să... Așa sigur ești pe tine? Fac un model de succes, da. La cât de frumoasă și sexy. Și o să am un bărbat de succes lângă mine, nu? Normal. Și un interesant să fim o familie de succes, nu? Normal. De când a început ancheta, Emma este însoțită în permanență de Edward. Oriunde, la orice oră. Pare o iubire mare și o relație strânsă. Iubitul ei tocmai i-a declarat că este singura femeie din viața lui și că intenționează să facă asta și oficial. Vrea să o ceară de la părinți și să se căsătorească. Ar fi pentru a doua oară în acest sezon când dăm peste o nuntă. Să sperăm că de această dată cununia nu se va încheia în dubă. Hai să mă cam? De un secundă, telefon. Da? Alo? Bine, să mă duc să mănânc cu iubita. Acum neapărat urgent, nu se poate mai târziu? Bine, hai că vorbesc cu Emma și... Salut, ne vedem. Iubim, pare rău. Da, știu, așa faci de fiecare dată. Te rog, iartă-mă, mă revanșez. Când ieșim, mă sunt două zile și cum mișcă, trebuie să plecăm, trebuie să pleci. Iubi, uite-te la mine. Plec, rezolv, am ceva de făcut și vine înapoi. Așa faci de fiecare dată. Seara mergem unde vrei tu, la spectacol, la... Unde vei tu? Da, și urmă, iar ies cu tine, iar îmi zici că vrei bine. E ceva important. Da, mereu. Da, spui că sunt importantă pentru tine. Ce altceva e mai important chiar decât că ești odată la nu? E foarte importantă, nu poți să... Mereu ai intervenit foarte important. Cum vrei să... Ce faci, iubirea mea? Edward nu se întoarce la birou. Își continuă plimbarea până în Parcul Sebastian, nu departe de clădirea de birouri unde funcționează afacerea sa. Wow! Cine este tânăra cu care Edward este atât de apropiat? Trebuie să stau cu tine. Să ieșim și noi de seară în oraș. Mâncăm ceva, să mergem la un film, ce zici? Chiar am văzut. Da? Chiar am văzut. Dacă te liniștește, aș vrea să merg la părinții tăi, să, Doamne, să te cer de soție. Să, dar stai liniștite, bune. Oficializăm relația. Nu e nicio chestie. Poate e...
Eu aș vrea să mergem la părinții tăi totuși, să la... oficializăm această relație, să mă cunoască, să te cer de soție. Cu siguranță să te cunoască. Aș vrea să merg la părinții tăi, să, Doamne, să te cer de soție, să oficializăm relația. Nu e nicio chestie. Știi, nu că am încredere în tine. Hai să ne așezăm, te rog. Dumnezeule, acesta pare un discurs învățat pe de rost. Ești singura mea iubire. Hai să te cer de la părinți. Eduard, ce golan ești! De ce să fiu un asasin sentimental, dragule? Doar pentru că aceste fete sunt sincere și îți spun că te iubesc? Unii oameni sunt ticăloși doar pentru că pot, dar adevărul iese întotdeauna la iveală. Pentru că este imposibil să intrăm în biroul și în viața lui Eduard, echipa lui Bogdan Lazar are un plan. Senzuala Ramona va fi ispită pentru omul nostru. Ramona primește informații de la colegii săi despre localizarea lui Eduard. Ca din întâmplare, femeia îi iese în cale cu aer neajutorat și cu o valiză cât toate zilele. Bună, scuze-mă că te deranjez. Ai un minut? Bună. La dispoziție? Vreau să te ajut cu ceva. Uite, întâmplător, întâmplător, Eduard Matei este numele meu, îmi pare bine. Ramona, pare bine. Întâmplător te-am văzut vorbind pe stradă că ai niște probleme și că vrei să găsești ceva de muncă. Și m-am gândit că pot să te ajut. Nu, e ok, uite, mersi. Eu chiar am o agenție de modele, sunt un impresar. Ah, okay. Și am multe relații în străinătate cu mulți impresari de succes și cu oameni potenți financiar. Și aș vrea să fac niște poze, să te invit la mine la agenție. E totul gratis, suntem o agenție care nu luăm comisiuni. Azi să te ajut să devii un model. Se pare că planul detectivilor începe să funcționeze. Lui Eduard încep să-i fileze beculețele când aude ce vorbește tânăra la telefon. Nu are bani, nu are unde să nopteze, este și cam pierdută în acest mare oraș. Trebuie să stau undeva în seara asta, nu știu, sincer nu știu. Nu, îți las un număr de telefon, adică îți dau telefonul, lași numărul de telefon, te sun și ne vedem. Eu zic că e o șansă unică pentru tine de a schimba viața, de a începe o nouă viață. Dumnezeu te-a trimis în calea ta, eu zic. Ok, poți să mai fii și unii, eu trebuie să ajung la Unirii. Da, te rog, hai că iau eu. Da. Hai cu mine înainte. Și între timp, lasă numărul tău de telefon, te rog, și te sun eu. Și ne vedem zilele astea, te invit la mine. Mersi. Cum te trec? Ramona. Mă bucur, îmi pare bine. Și te invit la mine la agenție să facem niște poze, o probă video. Și eu zic că ai foarte multe șanse să devii un model de succes. De salariu, că pe mine asta mă interesează momentan, că tocmai ai venit aici. Salariile și am nevoie mare de bani. Variază, depinde ce proiecte prinzi tu. În principiu noi să mergem în sănătate, în toată Europa, în foarte multe agenții, foarte mulți oameni potenți financiar cu bani. Ia mă mâna cu bagajul, ce faci, mă? Ia mă mâna cu bagajul. Eduard începe să fie cam insistent cu Ramona. Dobre intervine și se dă drept iubitul gelos de la țara al fetei. Ia să o ajut cu păi ceva. Ce vorbești cu o femeie singură la pe stradă? Eduard Matei este numele meu. Ok, să sunt un impresar, am o agenție de modele și vreau să o ajut. Păi și ce faci? Duc la un casting, să facă niște, facă niște poze, să bag la o probă video. Așa, și unde? Poate prinde diverse contracte să meargă în Europa. La Unirii. Ce cauți? O ajut, doar îi duce. Știu tu unde e piața Unirii? O ajutam eu, ușor, liniștește-te. Și ia, dă-mă, dă-mi să văd și un buletin, o ceva, să văd cine ești. Dă-mi o carte de vizită, să văd cine ești. Eu sunt iubitul ei, vorbeai, vezi să sun la poliție acum? Sun la poliție, ce am făcut? Întreabă vreo ușoară că doar am ajutat-o. Bun, arată-mi o carte de vizită, să te cred. Dar vreau să-ți arăt care e problema. Uite, na. Dă-mi-o. E bine? Uite. Ești mulțumit? Eduard nu se dă bătut. Lasă o carte de vizită și pleacă aproape convins că va fi contactat. Habar n-are însă cine îl va suna. Așa o să te sun ea mâine. Hai. Să ne auzi la telefon, ok? Ok. Te sună ea. Aștept. Hai. Să mă suni. Ok, hai. La revedere. Mersi, mi-a părut bine, pa, pa. Marți, urmărirea continuă. Nu am mai fost de mult. Sper să-ți placă. Eduard și Emma se îndreaptă spre Parcul Sebastian, acolo unde cu o zi înainte s-a întâlnit cu cealaltă unică iubire a sa. Dar știi că nu ești viața mea, ești favorita mea. Sper să-ți placă. Îmi place foarte păi mult. Păi asta doar că ești acum cu mine în parc. De ce crezi asta? N-am mai fost cu nicio fată în parc. Așa, deci până la urmă când e plecarea? În câteva săptămâni, Emma, plecăm, tu și încă vreo trei fete, dar vreau să nu știe nimeni că tu ești iubita mea. Pentru că nu vreau după aia să creadă că te favorizez. Wow, cât ești de mincinos și aburitor. Da, altceva. Placa asta nu fusese încă pusă. Să nu afle lumea că suntem împreună, să nu creadă că te favorizez. Hai, iubi, să coborâm. Îți iau ceva. După doar câteva ore, Eduard se întâlnește cu Daniela. Amă, cum crezi asta? Da, am adus aici. Tu știi că te mențin la dietă.
ca să arăți mai bine, că avem nevoie. Adică ce vrei să spui, că nu arăt bine? Arăți, dar mai bine trebuie să arăți, ca să facem din profit maxim în state. Hai să-ți cumpăr ceva de la shopping. Ce îmi cumperi? Cumpăr ceva de îmbrăcat frumos, cum îți place ție. Haide. Știi ce am văzut frumos? O chiță. Ce vrei tu? Așa, da. Că te reînnoiesc, să lipești. Bara, când o să plecăm? Când e plecarea? Gata, iubi, în câteva săptămâni maxim o să plecăm. Dar, te rog, trebuie să nu știe nimeni că noi suntem într-o relație, dar după asta să nu creadă celelalte fete că eu te favorizez. Totul trebuie să fie așa mai. Dumnezeule, discuția este chiar trasă la indigo. Eduard, ori ești un vagabond cu texte de cartier, ori ce pui tu la cale este o bombă cu ceas. Cercetările efectuate de detectivii noștri arată că Eduard nu are nicio conexiune cu lumea mondenă, nicio televiziune nu a auzit de el sau de agenția lui, nu furnizează personaje și talente pe la nicio casă de discuri din România. Singura șansă ca el să existe cu adevărat este să descoperim că are într-adevăr legături strânse cu alte țări. Dar cu care? Și când își consolidează aceste legături? Pentru că de 48 de ore nu a făcut nimic altceva decât să aburească două fătuci și să încerce să o agațe pe a treia. Fetelor, deschideți ochii mari și nu mai credeți orice fente de Ghencea. Seducătoarea Ramona îl sună pe Eduard. Bărbatul este mai mult decât mulțumit că a primit acest telefon. Mă duc, mă întorc, hai că să... Acolo, vreau să mă de foame, stai liniștite, că nu te iau să mă de foame. Eu sunt un impresar destul de cunoscut, am multe relații. Păi da, și cum se numește firma voastră? Pot da mai multe amănunte, o să vezi acolo când ajungem, nu asta contează. Păi și unde, e aproape de aici? Da, e foarte aproape, ajungem repede. Păi da, eu vreau să știu sigur ce și cum, adică unde plecăm, cât stăm, când ne întoarcem. Să fie bine, pui atâtea bani, de că eu am nevoie de bani neapărat, deci asta Ramona, eu să știu sigur. Băi, Ramona, mă disper, vrei sau nu? Dacă nu vrei, lasă-mă pace, eu vreau să te ajut și tu, vrei sau nu vrei? Ce faci, mă, cine e ăsta? Păi ce cauți, mă, tu iar aici? Ce vrei, mă, tu? Ce ești cu nevastă mea? Ți-ai zis, mă, să stai departe de nevastă mea? Am vorbit ceva. Du-te, mă, frate, Ramon, hai să mergem, nu mai ce treabă cu ăsta. Lasă-mă, lasă-mă, vorbesc eu cu el, lasă-mă, ce te faci tu? Ce ești, mă, tu? Ce impresar ești, mă, tu? Ce cauți cu nevastă mea? Da? Ce eu ajut? Cum o ajut? Păi Ramon, ajut eu, mă, că e nevasta mea, mă. Da, cum ajută și el? Știi ce să mă ajute? Și dacă mă. Și apoi ce o să facem? O să murim de foame. Păi ea vrea bani acum, ce când arată că trebuie să... Ce bani poți să-l dai, mă, tu? Un impresar care poți să o ajut, mă, așa, ce faci tu, unde o ce faci? Ce ești tu, mă, să faci pentru impresar? Nu cred multe vedete, descoperi talente, vreau să o promovezi, vreau să o duc în străinătate. Așa, și dacă o duci în străinătate, ce faci? Ne despărțim dacă mergi în străinătate? Bine, vedeți că asta nu rămâne, așa eu stau cu ochi, cum ce faci. Hai să mergem la asta, e o sărăcie, lasă-l. Ce ai, mă, e nebun. Păi zic că nu mai vrei și asta e. Cred că mușca momela o să... Eu o să rămân oricum în urma lor, dar a mușcat. A crezut. Merg împreună la studioul său. Din primele imagini, studioul arată foarte bine. Aparatura este profi. S-a fi lăsat oare Eduard până acum o impresie greșită detectivilor noștri? Ramona încearcă să obțină cât mai multe informații. Eduard nu răspunde la nicio întrebare. Mai mult, Eduard devine foarte agresiv verbal. Aici, ce cauți, mă, aici? Ce faci, mă? Ce-i cu pozele astea? Măi, iar ai venit, tu ce trebuie, băi, mă? Du-te, mă, frate, deschide. Stai puțin, iar ai venit. Mergem acasă, ia-ți aștept și hai acasă. Băi, nu știi și regulezi la tine acasă, stai puțin. Stai, mă, frate, ce să aduci? Cineva să mă aduce mai mult acasă. Ce caută el aici? Calmă puțin, ești tu puțin afară, lasă-mă să vorbesc eu cu ea, te rog. Băi, nene, nevastă mea, ce să mai vorbim noi? Adică tu vrei la mine studio și ai pe ea? Păi ea vrea să vină aici, ce treabă ai tu? De unde? Tu vrei să fii aici, mă? Păi normal că vrea să fii aici. Eu una și cu una fac doi, am venit să-mi iau nevastă, nu mă interesează că e ăsta salonul tău sau cu... Am venit să-mi iau nevastă acasă, da? Băi, hai, numai hai să vorbim puțin, că ce să vorbim, dacă nu îți iau la șuturi pe ăsta, îmi dau fără de aici, puțin. Detectivul sub acoperire, Dobre, intră rapid după Ramona înainte ca lucrurile să scape de sub control. Când apare așa zisul iubit al Ramonei, Eduard își revine brusc la normal. Strategia de a-l observa și a-i atrage atenția lui Eduard a funcționat. Ești afară? Da. Echipa Dobre Ramona a reușit să planteze o cameră de supraveghere în biroul lui Eduard. De acum totul va fi mult mai ușor. Da, mă, da, te las să faci pozele tale, te las să faci ce vrei tu. Ia, mă, faceți poze, că nu mă interesează să spălați pe cap. Ramona, hai că acum în final, dacă totul e ok, doar trebuie să mai semnăm un contract, pozele au ieșit foarte bine, cred că vom avea șanse foarte mari să avem succes. Da?
Ok. Salut. Salut. Da. Bună. Ce faci? Foarte bine. Ramona? Foarte bine. Ce ridu mișcare? Suntem model de nostru de succes mai nou. Da? Și am făcut niște poze foarte bune și... Păi și ce știe... Cine este boss? Cu ce se ocupă? De ce apare doar din când în când să-l susțină pe Eduard? Fetelor, mare grijă în fața cui vă dezbrăcați și dați o probă! Lumea de azi e plină de mincinoși cu acte în regulă. Câte nebunii se fac, cât curaj au prins infractorii. Inima frântă ar fi doar o consecință minoră. Miercuri, ora 10 dimineață, în studioul lui Bogdan Lazar apare o nouă tânără. Este îngrijorată că iubitul ar putea o înșela. Echipa este în șoc total. Este pentru prima dată când iubita și amanta apelează la aceeași emisiune de televiziune ca să verifice fidelitatea partenerului. Bună, Daniela! Bună! Cu ce te putem ajuta? Vreau să lămăresc iepuraș. Poftim? Iubitul meu. Vreau să lămăresc iubitul meu. Care este un iepuraș sau este un... Nu, așa l-am eu. Așa l-am eu. Iepuraș? Da. Și ce face iepurașul? Păi, iepurașul meu se ocupă cu... are o firmă cu... unde recrutează plătele și... încearcă să le... aducă pe un podium, gen... Adică e în lumea modei, ca să zic da, așa, nu? Da. Și cum v-ați cunoscut? În primele zile când am venit eu în București, el a apărut... Un morcov? Sunt eu iepurașul. Nu, pur și simplu l-am cunoscut și el a fost salvarea mea, gen. Căutam de muncă și... Tu ești din București? Nu, sunt din București. Și ai venit la București, nu? Da. Ca să înțeleg eu așa un pic povestea cum v-ați întâlnit voi. Și te-ai întâlnit cu el. Da. Și el ți-a oferit un loc de muncă și... Da, și de atunci ați rămas împreună, da, așa, sunt împreună de câteva luni și pot să spun că chiar îl iubesc. Am văzut acum. La linț iepuraș, gândesc că e ceva serios. Da, chiar este. Ok, și ce nelămurire ai? Nu știu, vreau să aflu mai multe despre el. Vreau să știu clar cu ce se ocupă. Păi mai zis mai devreme că are o agenție de modele sau ceva de genul ăsta, nu? Da, dar vreau să fiu sigură de asta. Adică tu ai planul pe viitor mai mare, da, nu? Da, cu siguranță. Și ai vorbit cu el lucrurile astea? Da, deja sunt stabilită. A, și el e de acord, nu? Da. Atâta că... Chiar mă sună acum, pot să vedeți sau... Te rog, poate e urgent. Da. Am puțină treabă acum. Am puțină treabă. Bine. Și eu te pupa. Te verifică. Da, este foarte grijuliu. Mai degrabă el trebuie să apărezi în rostul. Nu, că eu sunt cu minte. Ești cu minte, da, nu? Da, să fii greu. Cum îl cheamă pe iepuraș? Eduard. Eduard. Și din întâmplare, Eduard are cumva o agenție de casting? Da. Am înțeles. Și cumva te deranjează că nu-și pune pe Facebook că sunteți într-o relație sau ceva de genul ăsta? Cam asta ar fi mare supărare? Da, de unde știi? Am bănuit așa din ce mi-ai povestit. Mi-am dat seama după cum a decurs discuția. Da, chiar asta e cea mai mare problemă. Și bănuiesc că stai și cu foarte multe fete acolo, nu? Și... Păi asta, de asta am și apelat, că mi este foarte frică, având în vedere că este primul meu bărbat, primul bărbat din viața mea, este marea mea iubire, gen. Mi este foarte frică să nu... ca tot ceea ce îmi zice el să nu fie adevărat, adică... Să fie o mare minciună. Da, adică acum îmi spune că sunt foarte frumoasă, dar dacă îi zic să ne punem într-o relație pe Facebook, o de la întors. Păi și ce spune? Pur și simplu că nu vrea să... ca nu... agenția sa să se creadă că doar pentru că suntem împreună m-a băgat și că nu am talent. A, să nu creadă lumea că ai un avantaj, că ești cu el și de-aia... Da, dar eu chiar vreau să aflu. De ce nu vrea să spună pe Facebook cu mine? Că asta nu e un motiv. Poate omul e însurat, are copii acasă, familie. Atent, tot ce se poate știi cu mine. Foarte chiar bine că ai apelat la noi la emisiune, să acceptăm cazul. S-a organizat să înțelegi acest contract în care tu ne dai nou acordul să... urmărim, da, și să filmăm absolut tot ce se întâmplă. Așa, în mare, mi-am făcut o idee despre ce e vorba, să știi. Parcă am mai vorbit cu cineva aceleași lucruri, nu știu, e o senzație, este un deja vu, da. Sper să nu fie vorba de... La câte cazuri au fost, îți dai seama că multe dintre ele seamănă acum. Nu vreau. Bun, de îndată ce vom avea ceva, vreo veste, da, te vom contacta. Mulțumesc frumos! Bună! Bună, Ramona, ce faci? Bine. Hai că te așteptam. Am venit pentru prezentare, da. Da. Hai, te rog, fă-te comodă. Lasă-ți geaca și hai să fac o scurtă prezentare.
Spune-te, rog, nume, prenume. Ramona Andrei. Vârstă? 23. Înălțime, greutate? 1,70. 50 de kilograme. Hai puțin și din profil, te rog. Zâmbet. Hai un pic și mai în față. În față, cu pieptul așa un pic. Perfect. Și cu spatele puțin. Super. Perfect. Cambrează un pic spatele. Super. Perfect. Gata. Mersi. Hai puțin să stăm de vorbă. Vreau să vorbesc ceva cu tine. Ia un loc, te rog. Tu ce crede că e mai bine pentru tine? Tu îl iubești cu adevărat pe acel băiat? Sincer. Păi, sincer, nu prea, dar, na, suntem de mult împreună, ne-am obișnuit unul cu celălalt. Păi, și să înțeleg că stai mult de milă cu el? Ce? Nu știu, eu cred că este un impediment în cariera ta și în colaborarea noastră profesională. Uite și tu ce probleme ne-a făcut. Păi, da, am discutat cu el, o să fie ok, nu o să mai facă. Crezi că dacă o să mergem în sănătate, tu crezi în relațiile de la distanță? Sincer, nu prea, da. Păi și atunci, nu crezi că mai bine să termin cu el? Zic că mergi ceva mai bun tu. O să discut eu cu el, trebuie să le iau mai ușor, că e foarte gelos și... Eu cred că e băiat nu bun, deci el chiar e băiat bun, dar e chestia asta la el cu gelosia. Cred, dar nu, eu zic că nu e de nasul tău. Eduard încearcă să o aburească pe Ramona să renunțe la iubitul ei în timp ce o iubită este acasă, iar cealaltă îl dă în urmărire. Tot ce spune are o logică fără cusur. Jos pălăria pentru elocvență și discurs. La veridicitate stăm mai prost, domnul Eduard. Da. Nu crezi că ar fi mai bine să... Dai numărul de telefon să vorbesc eu cu el? Nu, că tu te ceri cu el, poate la pătea și de-astea. Nu, stai liniștită, nu fac așa ceva. Știu cum să-l iau să-l liniștesc. Bine, dar doar discutați, da? Doar discut. Serios, doar discutați și... Zic că să fie mai bine pentru tine și pentru mine, pentru că colaborăm împreună. Să avem de... Ok, da, stai numărul. De câștigat bani. Dă-mi telefonul să... numărul. Imediat. Scrie-te, rog, numărul lui și o să sun eu și vorbesc cu el. Pentru că așa nu face nimic, Ramona. Tot timpul creează probleme, uite și tu. Eu vreau să fie bine, să colaborăm și... Perfect. Da, totuși, te rog din inimă să vorbești frumos cu el, că tu și el e băiat bun. Nu ai încredere în mine. Chiar are suflet bun. Știi prea bine că știi cum să vorbesc. Nu sunt un bădăran. Ok. Da, dar te rog frumos, bine. Să fii ok, în scurt timp o să plecăm și nu vreau să vină tot timpul, să mă streseze cu telefoane, cu amenințări, să vină să-mi întrerupă toate activitățile, da, mă deranjeze, da. Să vină să mă amenințe. Ok? Da. Bine. Mersi mult. Te aștept și vorbim. Da. Dar te rog eu mult încă o dată. Vorbești frumos cu el, da? Stai liniștită, n-ai încredere în mine că o să rezolvi totul. Să fie bine. Pa, pa. Pa, pa. Acum. Eduard face rost de numărul presupusului iubit. Îl sună și cere ceva cu totul și cu totul neașteptat. Uite cum facem ca să fie treaba bună și pentru mine. Așa? Și pentru tine. Așa. Te rog frumos să lași în pace pe Ramona. Am o, frate, mă lași. Ai 5.000 de euro aici. Tu crezi că mă cumpere o, frate, pe mine? O, banii iau. Ce s-au făcut mai vrea? Vrea să plece. Dar de unde știi tu ce vrea o nevastă? Wow, ce gest! Cât aroganță, Eduard, să-i ceri unui iubit să-i cumperi efectiv sentimentele. 5.000 de euro să renunțe la iubita sa. Nevasta mea, ești nebun? Băi, băiatule, ea nu mai vrea să stea cu tine. La cum arată, sigur se găsește unul mai frumos, mai bun. Da, mai dar ea nu te mai vrea, înțelege și tu. Nu spui tu mie că dacă să renunț la nevasta mea pentru 5.000 de euro. Ce fac eu cu 5.000 de euro? Nu păi crezi că n-am nici mult, dacă mă o să scot de păcat, n-am scot mai mult decât ai tu. Stai liniștit, dacă nu vrei să ai probleme, lasă-o în pace. Adică vrei să dea mașină peste ce? Tine, pentru cea de beton. Și pe bine că sunt destul de influent și cunoscut și am mulți bani și te pot... Lasă, frate, că traversez pe verde, nu traversez pe verde. Traversez pe verde, treaba ta, ai grijă. Eu zic să fie mai bine. Lasă-o în pace pe Ramona. Ramona nu mai vrea să aibă de-a face cu tine. Dar cum să-mi spui tu mie să o las pe nevasta mea în pace, ești nebun? Dacă ea nu te mai vrea, mi-a spus clar, nu știu cum să mai scap de ăla. Să mă împac cu ea, frate. Nu ai cum, ea vrea să plece cu mine. Așa, dar cine ești tu să-i zici mie chestia asta? Eu, ce, sunt impresarul ei. Sunt descombinat sau ce? Sunt impresarul ei. Și impresarul ei, ce treabă are relația mea? De la America, frate, să meargă fata să-și facă bani, care e problema? Se dă el cinstit și de la țară, dar sunt lucruri pe care nu le poți cumpăra cu bani. Cum ar fi dragostea adevărată. Cei drept și Dobre mimează dragostea pentru Ramona. Sunt amândoi detectivi. Dar teoria nu se schimbă. Dragostea nu-i de vânzare. O să meargă cu mine. Așa, și dacă merge cu tine, care e problema? Nu înțeleg ce treabă ai tu cu mine, mă, frate. Eu ți-am zis să o lași în pace ca să nu ai probleme. Adică mă ameninzi din nou că nu înțeleg. Nu te ameninzi. Ce probleme sau? Foarte clar. Așa. Lasă-o în pace. Așa. Ea nu te mai vrea, mi-a transmis.
să spun, să o lași. Deci mă, avocatul ei să-și aducă avocatul, mă, frate. Păi și avocatul ăsta e impresarul, e același lucru cu avocatul. Ea vrea să aibă o viață mai bună, am înțeles, să aibă o carieră. Așa. Și mai cu mine așa poate obține acest dar lucru. Dar ce ești, mă, tu ești vreun zeu sau cu mă de tine? Lasă-mă că o duc eu să-i fac carieră. Nu ai ce să-i faci, tu spun eu. Ba, cu tine moare de foame, tu nu ai destui bani. Dar de ce, mă, nu are? Ți-a zis ție că moare de foame? Nu, are nivelul care vrea ea. O sunăm acum, să întrebăm. Poți să sun, degeaba da? O sun, nu ia rezolv nimic, sun spun eu, așa. Că nu rezolv nimic. Ea vrea să scape de tine, sunul. Nu rezolv nimic, spun eu. Nici măcar nu se răspunde, uite. Da, ai pus-o să nu răspund acum, nu? Vrea să scape de tine, nu ți-e clar? Vrea să scape și de mine? Și tu nu vrei, atunci o pierzi degeaba. Asta că vorbesc eu cu ea, vorbesc. Cu ea, dacă femeia spune mie în față că... Adică ce vrei, mă, să zici că eu-s drum prost sau ce? Ea e model. Așa, și eu care să găsească un actor, un cântăresc cu bani mulți, să fac o carieră acolo. Da, mă, și eu am mii bani. Ia-ți banii, du-te de unde ai venit, că pe mine nu mă cumperi cu 5.000 de euro, n-am înțeles? Măcar de 5.000 de euro, așa nu am nevoie, frate, de niciun bani. Treaba ta. Să nu mai sunt vreodată, dacă vreau să vin eu, vin eu peste tine, că știu unde ai studioul, da? De ce să vin, nu ne mai putem vedea. Bine, salut. Ia-ți-o, pa. Joi, biroul agenției de casting este foarte animat. Hai, fetelor, cu mine aici, să vă vadă șeful. Hai, cu curaj. Hai, cu talent, așa. Haideți, să vedem ce știți. La fetele, la bele. Hai, stați acolo. Hai. Ia zi, boss, îți place ce ți-am adus? Băi, da, frumos. Una și una. Cele trei fete selectate pentru marea plecare, marea șansă, marea oportunitate, își etalează frumusețea și talentele. Ia uite microfonul acolo, bagă mare. Caut pe cer o stea, una doar a mea, o cometă ce să-mi umple lipsa ta. Bun, bun, hai că-mi place. Tu? Să cânt. Ia, și... ia să cânt, ia să vedem ce, să, ce știi tu să cânti, ia. Și la ce știi să cânti? Da, pasă-mă. Hai, te rog, chiar te rog. Bă, și voi ce stați, mă, așa? Băi, hai, mă, că dansați, băgați acolo. Pic, hai, balansați un pic. Păi ce înseamnă asta? Ce, trebuie să vă vadă lumea? Voi stați așa, pe ce face? La biserică, eu. Păi, hai, bagă mare. Ca pe cer, o stea, una doar. Următoare. Ia. Nu, stai așa un pic, stai așa un pic. O să-l pun la loc? Da, chiar te rog să-l pun. Mai bine. Știu și să nu-i de tine. Nu-i de tine, niciun caz. Să defilezi toată. Ia, ia să vedem ce știi să faci. Da, stai așa un pic înainte să defilezi. Dă-ți deschidea un pic, așa, ca să-i vadă frumos, că tu e la camera aici, nu e... Trebuie să-i vadă lumea. Așa. Mai așa, așa, bravo, așa, mai bravo, uite așa trebuie. Trebuie să-i vadă lumea, nu vrei să mergi în afară, să te simți bine, da. Bagă mare. Da. Altceva. Așa, da, bun, altceva. Îmi place asta. Băi, fetele, ia să vă știți să dansați sau nu știți să dansați? Ia să vă, ia stai așa. Normal că știm, dar suntem și noi. Da? Hai, pisicuțe, urmă cu talent, haide. Ia. Dezamăgiți pe șeful, ce facem aici? Că dezamăgiți pe șeful. Suntem și noi emoționate acum. Păi cum nu sunteți emoționate cu mine? Păi și acolo ce, ia să vă văd, hai. Ia stai, mă, acolo, ia. Lasă-mă, că stau aici să văd mai bine. Hai! Ce bine! Zici? Merge! Ia uite, ia uite! Talent! Băi, da, frumos, da! Ca vântițele alea, ia uite! Păi hai, hai! Mai cu talent, hai des, fetelor, hai! La ce probe sunt în acest casting, mai fetelor? Chiar nu vă dați seama că viitorul vostru va fi plin de prestații, dar nu artistice? Deschideți ochii și creierul mai mult, fetelor! Dar ți-am zis să nu mai suni? Daniela pare plânsă și agitată. Bună, iubita mea, ce-ai pățit? Ești așa nervos. Ce-ai pățit? Ai explicat? Uite... Ce s-a întâmplat? Cine te-a supărat? Știi și tu prea bine că mă tot sună. Adică cine? Fost iubit. Lasă-mă, ce treabă mai cu el? Ce ți-e frică așa? Ce se întâmplă? Wow! Probleme cu fostul! Că de el nu știi că mai ai pe mine? Păi, mă ocup eu de toate, stai liniștit. Păi ceva în privința asta? Păi stai liniștit că mă ocup eu de toate, știi că am destule relații, nu rămâne nimeni de pedepsit. Da, asta așa. N-ai încredere în mine? O rezolvăm noi, da, să fie bine. Lasă-l de nu mai pot. Păi nu mai ai nicio treabă cu el. Nu mai pot. E trecut. Tu mă iubești și mine, eu te iubesc, lasă-l. Ia dă-mi numărul de telefon, să-l sun.
Deci aceasta este chiar o practică să le cumpere efectiv pe fete de la foștii iubiți. Eduard pare chiar fioros. Deci chiar mi s-a luat, chiar nu mai pot. Chiar nu mai pot, deci e imposibil. Ce să mai zic, ce să mai fac, dar chiar nu mai pot. Ține telefon. Hai cu rezolvăm. Vorbim. Ok. Te pup. Pa, pa. Ia, pa. Fetele trebuie să fie păzite 24 de ore din 24 de detectivii noștri. Cu siguranță vom da de capătul acestei povești. Cu camerele instalate în biroul lor și cu o agentă infiltrată în Liga 1 a selecționatelor pentru plecare, este imposibil să dăm greș. Singura problemă rămâne cea a siguranței fetelor. Fugi, prostule, fugi cât vrei, vrei bani mai mulți? Stai așa că te prind eu. Fraiere care ești. Ce faci? Bine, ce faci? Ce, bine, ies. Ce găsit cu fraierul una dintre alea. Așa? Și te dau niște bani să tacă din gură. Termine, că nu o lasă pe aia în pace, mă. Bă, dă-l nu vrea. Nu vrea, mă, ia cu vrăjeala la început. Că, domnule, nu vreau, că n-am nevoie de banii tăi, că nu știu ce. Iar după aia mă duc după el să-l bas asta și fuge fraierul și acum mă spune că vrea bani mai mulți. Auzi, mă, amen. Dă-l, mă, de aici. Bă, capul în el, mă, nu pot să stau așa. Stai, mă, liniștit, mă, dă-l, mă, de aici că rezolv. Vrea, după aia vrea mai mult. Lasă-l, mă, că rezolvăm, băi, chiar ne ascultăm un pic. Noi facem plecarea la fete și după aia mă că rezolvăm pe frate. Dar halul ăsta, mă, lasă-l, mă, nu te mai agita tu pentru el. Lasă că îl rezolvă pe el. Facem treaba, plecăm, o rezolvăm pe aia. Păi lasă că nu e panică cu omul, îl rezolvăm. Pentru a preveni orice scăpare de sub control a situației, Bogdan Lazar decide să le cheme la studio pe cele două fete care au apelat la emisiune. Deși nu e în specificul emisiunii ca detectivii și apelanții să se întâlnească atât de des, Bogdan Lazar ia decizia asta și la îndemnul autorităților, care vor să prevină orice incident care ar putea să le pună pe fete în pericol. Lațul începe să se strângă în jurul gâtului domnului Eduard. Joi. Hai, bă, te șchemule. Gata, boss. Acum. Hai, fetelor. Veniți. Haideți. Toate. Haideți, fetelor, luați loc aici, vă rog. Bună. 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 La sediul agenției de casting se dă adunarea. Ramona, Daniela, Emma. Trei fete tinere și frumoase. Da? Buletinele voastre, ca să vă pregătesc biletele și toate cele pentru mâine. Știți, da, că știți că mâine avem plecarea. Eduard și boss le informează despre plecarea în străinătate. Măi, fetelor, atât de inconștiente sunteți. Tu și tu? Bun. Incredibil! Cum să vă dați buletinele? La care vamă e nevoie de un șef de grup să prezinte actele identitate? Fetelor, tocmai ați semnat cu propria mânuță condamnarea la dependența totală de un bărbat care are cele mai rele intenții cu voi. Actele de identitate nu se dau. Punct. E tot o chestie liniștită cu bilete și că le rezolv eu acum după ce plec de aici, mă duc direct și le iau. Totul s-a rezolvat cu bilete, cu totul. O să vă spun Edi privind ora. Trebuie să avem ceva la noi. Da, bagajele să fiți frumos îmbrăcate, aranjate, parfumate. Cât mai sexy, cât se poate de sexy și de acolo o discutăm, da? Deci vă aștept fetelor mâine dimineață la aeroport. Și o să plecăm singure noi trei sau mai pleacă cineva? Nu. Plecăm cu toți, stai. Nu e nicio problemă. Sunteți în siguranță. Sunteți cu, mergeți cu noi, e tot un credit, tot ok, nu vă agitați, nu vă îmbalați. E totul foarte... Da, da. Bun, deci fetelor, ca să fie clar. Mergeți acasă, odihniți-vă, spălați-vă, zâmbiți, că mâine începe viața nouă. Haideți! Dar zâmbim! Așa, hai! Așa, hai! E frumos, mulțumim! Vă așteptăm! Ne vedem, dar cum să nu? Așteptăm telefonul! Da, da, cum să nu? Imediat! Păi, bosule, azi acum, cum facem? Tot în regulă? Păi, ești nebun la cap, ce crezi? Mâine e gata! Treaba bună s-a rezolvat? Da, mă, stai liniștit! Pune mâna pe cașcaval? Jos în birou, boss și Eduard stabilesc detaliile plecării. Când ajung acolo, ce facem? Mă, frate, privind problema asta, clienții deja așteaptă acolo, când ajung fetele, clienții, pac, le iau frumos.
Oricum, proastele cred că ele ajung vedete pe acolo. Niște, dar de fapt se duc să cânte la saxofon, ca să zic așa, în termeni mai unde vreau ele? Acolo exact locul unde vreau, parcă acolo le duc. Normal. Treaba în felul următor, eu o să-ți dau un mesaj, să le zici ora, îți dau un mesaj și le zici ora, dar fii atent că facem cod de rută aici. Deci în dimineață, de fapt, o să fie pe seară. Pe cum, boss, acum s-a schimbat ora, ce fac? Băi, lasă-mă, ce le zic, să iau de mine după asta, ia? Băi, nu-ți ia niciuna de tine, dau seama așa. Băi, nu-ți dau seama, mă, să te liniștit, că asta-i treaba mea, nu-i treaba, dar ce e, da? La mine, după ce mă anunță băieții că au venit acolo, sunt acolo, bănuții frumos, îți dau ce am vorbit și mergem mai departe. Deci ne luăm banii siguri, e... Stai mă, liniștit cu banii, nu-i panică, auzi banii. Păi ce facem, bossule, când ajung acolo și dau seama că, de fapt, cântă la altceva? Mă, cântă la ce trebuie. Aici. Buletinele... Dacă o să fugă. Băi, ascultă-mă un pic, buletinele lor sunt la mine, da? Ce deja sunt pierdute, frate, gata, la revedere, drum bun. Paza în felul următor, băieții, cum ajung ele acolo, băieții au venit frumos, l-au sedat, l-au băgat în mașină, ele oricum se pierd. Cine știe pe unde ajung, măi, nu mai mă interesează. Dar pe cine mă interesează? Banii sunt bani și aia e de prost. Ai văzut? Banul, bă, ce vrei? Ce te interesează? Banul sau femeile? Banul, să cânte acolo la saxofon cât vor. Păi oricum să cânte acolo lejer exact ce și-au vrut, asta au primit. Să fie vedete, ori să fie vedetele străzii. Dumnezeule, deci avem proba. Toate suspiciunile noastre sunt adevărate. Aceasta nu este o agenție de casting, ci punctul zero al unei rețele de prostituție. E momentul ca Bogdan Lazar să alerteze autoritățile despre ce am aflat. 24 de ore din 24, fetele vor fi urmărite și protejate de la distanță, ca nimic rău să nu le se întâmple. Detectivii noștri sunt peste tot și pun la cale planul de prindere în flagrant. Cine este Eduard, am aflat. Cine e boss, vom descoperi în continuare. Și de acolo... Da. Da? Da. Hai. Da. Boss este în agenție. Din cercetările efectuate de detectivii noștri, nu reiese identitatea acestui bărbat. Cine este? Cum se numește? Sunt încă niște necunoscute. De unde vine el dacă știe să-și ascundă atât de bine identitatea? Asta înseamnă un singur lucru. E delinvent cu state vechi. Uite că eu am venit punctochit.lovit, așa. Și punctochit.lovit, stai așa, că nu dau seama de unde până unde, cine e? De unde până unde, fie... Nu, că nu fie... Stai așa puțin, explică-mi două chestii. Cine ești și ce cauți aici? Eu sunt Cam. Îmi pare bine, e cunoștință, dar... Bun. Povestea e în felul următor. Ce poveste? Bă, că te lici așa. Păi, dar stai așa puțin, poveste... Care e poveste? Unde e poveste aici? Hai, spune, dacă tot ai venit așa, pusă pe fapte moarte, te rog. Să stingem lumina acum. Nici chiar nu așa. Nu glumesc, termină, că nu sunt așa. Trebuie să mai treacă 10 minute să ne cunoaștem mai bine. Bun. 10 minute, bun. Și atent. Hai, pe ceas. Cât e? Și 22. Și 22. Hai, lași 32, ne stinge lumina. Lași 32, ne stinge lumina. Eu am venit. Așa. Pentru că ești... Știu sigur. Ce știi sigur? Ia dă-te mai încolo. Așa. Așa? Să te explic ce știu sigur, da? Deci eu știu sigur. Că? Că eu o să plec peste câteva zile în Italia. Așa. Cu echipa ta de fete. Ce echipa mea? Ce Italia? Ai niște astea... fete. Asta e agenția de casting, da? Da. În seriu intră o femeie. Se așează lângă boss și este foarte determinată să obțină un loc pentru plecare. Tot și 22 la neba, n-a trecut nici măcar o mină. Păi da... Mă scuzi. Stai din cred că te-am urdărit un pic. Aole, stai puțin că ne... Așa, fii atent. Ia. Eu am mai fost plecată. Tot cu agenții de casting. Păi stai că nu este chiar, nu este chiar o agenție de casting. Hai să lăsăm vrăjeala. Eu n-am 15 ani ca pătucile pe care le aduci tu în agenție. Hai taci un pic că vorbesc eu. Eu am mai fost plecată. Așa. Am făcut o căruță de bani. Foarte bine, mă bucur. Din niște motive personale, singură, nu mă mai pot întoarce în Italia. Așa. Vreau să știu în ce zone lucrați voi. Destul de multe zone, adică zone sigure. Zone sigure? Multe aia vreau să aud. Zone sigure. Vreau să știu ce mi oferiți voi exact mie, pentru că eu știu ce vă ofer vouă. Wow! Se pare că femeia știe bine cu ce se mănâncă aceste plecări.
E informată și hotărâtă, ceea ce înseamnă un lucru. Profilul de activitate al agenției este deja cunoscut în anumite cercuri, iar fetele trimise la celebrizare sunt mai multe. Important este să aflăm unde și câte sunt. Cineva ar putea fi în pericol. Stai că mai pun fete la casting. Păi, sigur că da, perfect. Vă mulțumesc pentru... Cu plăcere. Și nu aștept... Și eu vă mulțumesc că ați venit... Și nu aștept să mă sunați. Nicio problemă. Se okay. rezolvă. Da. Nu se rezolvă? Garantat 100%. Am o promisiune? 100%. Fermă? Fermă. Foarte fermă. Foarte fermă. Cât de fermă e promisiunea? Foarte, foarte. Da? Da. Foarte. Bine. Bine. Păi eu îmi plec. Bine. Hai. Eu aș aștepta să facă 32. Da. Nu mai, gata. Nu are rost, nu. Mă duc? Eu zic să... Sigur. Foarte. Când vin înapoi? Ia-aș da probă. Aștept la... Te sun în 10 minute și rezolvă și 10 minute? Nu, mulțumesc că nu sunt în call girl. Nu știu dacă... Jumătate de oră? Come on. Ok. Tu atunci rămâne să te sun și facem și de probă. Facem altfel. Mâine la 7 sunt aici. Bun, asigură-te că nu trece nimeni pe aici. Că nu mai e programate castinguri. Nu mai am nimic, nu le stop pentru mine. Că funcționează aparatul de fotografiat. Perfect. Că funcționezi tu. Așa. Pa. Pa. Promiți? Promit. Promisiune fermă? Da, da, foarte. Foarte fermă? Foarte, foarte. Bine, pa. Bine, pa. Vineri. Așa cum a promis, Cami se întoarce în agenție să dea o probă cu boss. Vrea să smulgă o promisiune fermă că va semna acest contract. Stați puțin că a intervenit ceva cu cazarea și a să plecăm un pic mai pe seară. Fetele se prezintă cu valizele pregătite la sediul agenției. Vești proaste pentru ele. Diseară, câteva ore, ați așa atâta timp, nu mai așteptați câteva ore. Aveți răbdare, vă duceți și voi puțin, mâncați ceva, bești ceva. Ai trecut o problemă cu cazarea și plecăm mai pe seară. Și ce e, acum te murdărești, acum așa câteva ore? Lasă că te duci undeva la un restaurant, pui jos, mănânci, bei ceva. Nu e problemă, câteva ore plecăm. După revolta fetelor, Eduard are o misiune destul de grea. Să le aburească din nou despre plecare. Eduard, poate că e timpul să scoți inelul de logodnă. Pardon, inelele. Deja încrederea unde e? Cum unde e încrederea? Ne batem joc? Câteva ore din seară plecăm sigur, e totul rezolvat. Dar intervine ceva, se întâmplă, se poate întâmpla oricui. Incredibil, dar totuși adevărat. E pentru prima dată când un bărbat este nevoit să se ducă o domnișoară pentru a-i obține bunăvoință. Halal pește ești, Eduard. Dacă n-ar fi de plâns, n-ar fi pufnit râsul în ce situație ești. Da, să doar nu e problemă. Haideți că vă sun eu. Deci ceva și vă aștept. Vă sun eu. Nu vă panicați așa. Haideți. Da. Stați liniștite, că totul e ok. Hai, sub control. Pa. Da. Da, a fost o zi frumoasă. Ne mai relaxăm. Cele două logodnice și seducătoarea Ramona sunt la spa. Se relaxează. E cadoul agenției să se revanșeze pentru amânare. Ce, este cazare, ceva? Nu, a zis nimic, doar că o să ajungem acolo și că o să ne ducă el. Stai seama că... Da, îți dai seama că suntem curioase. Tu ești? Poate să ajungem și noi așa? Asta e chestia că... Da. Adică... Aveți așa încredere în el, Edi? Da, adică... Îți dai seama, tati, cât mergem? Ce, tu vrei să spui că nu ai?
Nu, sincer, nu știu, stăteam venit în București și vă dați seama că n-am bază nimeni momentan și... Păi, cât am stat cu el, cât am vorbit cu el, ce nu s-a părut, dar a fost nimic. Păi, atâta din cât am mergi, nu-i seama că... Ok, dar noi acolo când ajungem în contract, cu colaborare, ceva, adică știi cineva... Păi, bănuiesc că noi am luat buletinele, nu? Presupun. Să ne facă un contract, ceva. Și aveți idee unde o să stăm? Adică voi nu v-ați spus să ne astea de întrebare? Ba da, da, am văzut să ne astea de întrebare. Mă, știi care e chestia? Important e să ajungem acolo. Nu avem cum să le aflăm. Nu? Important e să ajungem acolo. Nu trebuie, pleacă cu buletinele noastre și ne lasă pe acolo. N-are cum, frate, e imposibil. Sunt convinsă că o să fie bine. Ce putea să facă cu buletinele noastre? Să ne mai dea înapoi? Păi și păi ce interes ar avea să nu ne mai dea înapoi? Pentru că îți dai seama, noi dacă o să fim modele și așa, o să ne trebuiască buletinul, că altfel... Ok, și dacă Doamne Crește se întâmplă ceva cu el, nu ce facem cu buletinul, trebuie să ne luăm noi buletinul înainte? Păi nu se întâmplă, lasă că el o să poate o rezolvăm și ne luăm la vamă sau la aeroport, mai exact. De oricum o să meargă cu noi. De ce ești negativist? Ei încercă să nu mai fii negativist. Avem nevoie de... Păi, bune! Nu sunt aveam venit în București și eu vreau să sigur ce ieși cu Michael. Am tot care nevoie de bani, dar și nu chiar așa... Păi ce și cum? Dar să ajungi tu așa? La vârsta ta, da, îți seama ta. Frumos. Auzi? Pe viața de America ai dat deja buletin, eu cred că ești pregătită să mergi, adică totuși. Am bănuiesc că altfel nu făceai sau... Să fim serioase. Ne spuneai înainte. Da, ce pot să zic. Uite ce frumos arată. Vezi? Ce rog, să fim și noi, ești nebună. Să suntem cu... să luăm buletin înainte. Buletinele oricum o să ne luăm, n-are ce să facă cu el, dar... Haideți, mă, pe bune! Și noi. Nu am venit să ne lăsăm, iar nu dați bătăi, nu dau bătăi de cap aici. Am așteptat atât timp să plec și acum ar fi să-i zic amână, după ce m-am certat cu el că duce amână de fiecare dată. Nu mi se pare, nu! Ce, tu crezi că mă mai întorc? Cine ai zis să mai întoarce? Acolo să rămân. Poate... Eu zic că noi trebuie să ne schimbăm. Adică. Așa? Și să mergem. Așa cum a promis, Eduard trimite prin SMS adresa unde trebuie să se prezinte pentru plecare. Da, măcar, bine, oricum, măcar ne-am relaxat. Și ne-ai puțin pe cuvânt. Măcar ne-am relaxat. Dorine, cum i-am primit mesajul? Acesta este Sebastian. Tu vezi ce faci și... Ispita Ramona îl sună pe Dobre să-l informeze. La birou, boss, Eduard și fetele fac ultimele pregătiri. Hai, grăbiți-vă! Hai, mai cu talent, până acum vă grăbeați! Hai! Hai! Pierdem avionul acum! Hai! Selfie nu faceți mai. Uite, acum selfies mai trebuie! Hai că trebuie să vadă lumea că plec! Hai. Mai trebuie și selfie deci, acum! Deci, fetelor, gata. Să fie clar, bagajele țineți în brațe, da? N-aveți loc în față! Bine, am trebuit să iei, n-am ce să... Hai, mă, urcă-te și tu! Hai! Wow! În ce condiții le încarcă în mașină? Fetelor, vouă, chiar nu vă miroase înșelătorie? Incredibil! Cum să accepți ca o viitoare starletă să fie încărcată ca un sac de cartofi? Ajută ea când ajungeți acolo! Domnie. Hai! Mai avem o întrebare. Unde e fata care a dat proba pentru Neric cu Boss? Știa prea multe? Avea prea multă experiență? Boss părea intimidat? Sau face pe prostul doar ca să obțină niște clipe de relaxare? Poți să zici tu asta, te rog? Îmi place, nu în America, nu? Da, hai la America! Asta-i țeapă, domnișoarelor, când credeți că amorul pe repede înainte poate aruce semnăturile contracte, chiar dacă sunt fictive și ilicite. Jele. Buletinele noastre? Ce buletine? Buletinele noastre, ce bani? Ce buletine vreți? Buletinele noastre. Bă, nu se mai au nimic ca un chip buletinim. Ia ieși afară, hai afară. Ce bani? Ce bani? Hei! Bă, ce băi, Tavi, gata, mă. Tot gata. Te-am respectat, ți-am zis boss, șef, dar tu-ți bagi joc de mine, vorbim ce, ceva. Măi, acum nu mi-dai nici pe ăștia 20%. O, mă, cât îți dau bani în dai, mă. Eduard și boss se ceartă de la bani. Semn foarte bun. Indică o fisură în mica lor organizație. Te pleci cu banii. Nu te duci agațele pe stradă ca fraierii. Vin după ele, le car valizele, le chem la mine în casă. Unde mă nevastă mea? Băi, ce faci, mă? Băi, iar ai venit. Băi, iar ai venit. Băi, ce faci, mă? La mașină apare Dobre. Încă joacă rolul iubitului gelos.
Scopul său să țină mașina pe loc și să distragă atenția celor doi barosani până apare Bogdan Lazar cu mascații. Ce adevărului va scoate la iveală echipa de detectiv pe ultima sută de metri vom afla în câteva minute. Rețeaua de prostituție tocmai s-a rupt. Băi, Ramona, ce înseamnă asta, mă? Ce să nu mai fii cu asta? Ce faceți voi, mă? Unde vă duceți voi? Băi, dar vezi-mă de treaba ta, mă. Nu vă văd de nicio treabă. Vezi că ai două fiuri de mașină. Băi, lasă-le, mă, pe alea în pace. Ce să treacă, mă, vorbim cu nevastă mea? Băi, ce vorbești, mă? Nu vorbești tu cu nevastă mea, așa, stai liniștit. Hai. Ce mă duc? Mergeți la treaba voastră, nu mă interesează pe mine. Ea nu are treabă cu tine, mă, te-a părăsit. Scoateți fetele alea din mașină. Cum adică să uite așa, vă spune să scoateți fetele. Hai, mă, bine, mă, dar cine ești tu, ești polițist? Ce? Ia, eu nu plec de aici până nu scoateți fetele. Ia, stai, mașină. Cine vreau să fiu? Nu, dar nu drumul nici. Vrei să zbor de aici cu tot, mă, ia. Vrei să zbor cu tot, ia de aici. Vă rog să vă depărtați de mine, să mă iau. Băi, bă, dă-mi un telefon să vină băieții să plece, să ne ieși telefon, să dai, stai liniștit. Ce vorbiți, mă? Ia, vă rog, cine te crezi, mai șmecher ca noi? Mai șmecher ca noi? Nu sunt șmecher deloc. Scoateți fetele de mașină în momentul ăsta. Sunt un cetățean de pe stradă care le vrea bine. Dați-le drumul. Păi și noi le vrem binele, mai bine ca tine. Nu vrem niciun bine. Deci eu din momentul ăsta nu plec de aici până nu scot una dintre fetele alea din mașină. Băi, vezi-vă de treaba ta, oci. Hai să... Nu mai pe unde. Stai pe loc. Ce se întâmplă aici? Încerc să fuște rufus. Ce se întâmplă aici? Explică și mie. Se întâmplă că... Ce se întâmplă? Eu știu că voi vrea să plecați, dar nu este un moment bun să plecați acum. De ce? Vrem să știm și noi ce se întâmplă. Băi, nu se poate așa ceva. Nu încerca să fuși pentru că noi avem toată situația sub control. Băi, fetelor, ce se întâmplă, mă? De ce ați apelat la această emisiune? L-ați arăs pe Bogdan aici? De ce? Mie nu-mi place asemenea circ. Ce caut un conflict ăsta, nu înțeleg. Doamne, te îngrijorez de unde mergi, băi, cu tăi. Ce camere sunteți, adică? Mă? Care sunteți, mă, voi? Păi nu știu, că văd că sunt camere. Am început filmarea înainte de... Poți să-i spui, interrupt filmare, mă? Eduard, încă nu a început. Băi, de ce ai făcut, mă? Ia te ține mine. Spune-le un pic, unde se duceau fetele astea acum? Nu știu, mă, vorbim mai târziu. Nu, dar de ce n-ai curat să le știți, voi? Vorbim mai târziu. Întrebați-l pe el. Și ai zis că mergea să-mi faci... Nu-l întrebi pe el, tu pe mine, tu mai la... Nu mă interesează, tu trebuie să-mi faci... Băi, vreau să plecați în seara asta în America, așa știi voi. Băi, vreau să vorbesc și eu cu ăsta, băi. Dar nu înțeleg... Fii atent aici, că tu ai fost mâna... Că tu ai fost mâna mai dreaptă, mă, băi... Că tu ai fost mâna mea dreaptă. Și am făcut rost de fete de la tine, prin tine am făcut. Adică poți să te spui și nouă de pentru ce ai făcut rost de fete? Ce? Spune-mi, e normal să țină validat așa? Nu pentru ce ai făcut rost de fete. Nu vezi, mă, de treaba ta, mă. Nu înțeleg nici eu. Ai emis o ipoteză, continuă. Nu te mai zboară. De ce vă luați toate de mine acum? Pentru că tu vine, tu m-ai adus aici. Adică m-a dus de televiziunea. Tu nu înțelegi ce se întâmplă acum. Nu, chiar nu înțeleg ce caută televiziunea aici. Păi, în primul rând, ai înșelat pe amândouă, da? Da, l-am înșelat, recunosc. Sunt singurul și care seara asta, două femei. Seara asta ce trebuie să faci acum? Să primești o sumă de bani. Pentru ce primești o sumă aia de bani? Bă, cu cine-i vorbim? Pentru ce de bani? Să mergem cu fetele în America. Să facem modele. Să facem modele? Modele? Da. Păi și de ce își dădea cineva? Tu știi sigur cine e domnul ăsta? Eu asta știu de la el, da, Care agenție de modele, mare impresat. Băi, fii atent aici. Și eu de asta i-am adus fete. Eu știu că am avut câteva zile la între cu fetele. Era vorba de voi două. Ce se întâmplă cu fetele? Știi că ai întrebat. Vrei să zic ce ai spus tu? Ia zi, este și dar tu... Hai să vă spun eu un secret. Voi ați fost urmăriți în permanentă. Ești un infractor. Tu ești un complice la fel. Eu sunt o victimă. Voi... Eu sunt o victimă. Deci voi nu vă duceați acum. Chiar nu am știut. Sigur, chiar nu am știut că sunt o victimă. Eu sunt asta trebuie să primești de bani de la el. Terminați-o. Terminați-o. Nu cred așa ceva. Termin-o. Unde vreau să mergem acum? Ce făceam în America? Cum ce faceți? Ați văzut mai credule și ați profitat de ele. Da, normal. Și pentru ce îți trebuia, mă, bani? De ce vorbeai de la c***ule? Vreau să zici mersi că nu ți-am cerut niciun ban. Ce agenție de modele nu-ți ia bani? Bă, orice agenție nu mă duce să mă prostituiesc, frate. Da, prostituat? Ai văzut-o asta? Dacă nu interveneam noi acolo, ajungeau. Crezi că oamenii ăștia vin aici să facem minciuni? Adică, oamenii ăștia n-au nicio dovadă. Oamenii ăștia n-au nicio dovadă. Nu cred. Gata, ia, terminați-o. Dar asta ce era complice acolo cu tine la agenție? Ce era la agenție aia? El e un mare boss, exact cum știi. Acum am și eu o întrebare, nu vă supărați. Dar nu puteți să puneți întrebările astea aveți înainte? Aveți o dovadă voi? Aveți o dovadă? De ce n-ați întrebat înainte? Păi m-am avut încredere cu poze. Păi cum poți să ai încredere într-un om pe care nu-l cunoști? Chiar am avut încredere. Cum îl cheamă pe băiatul ăsta? Știți cum îl cheamă? Păi vezi? Și te duci așa cu nebunul, știi, nu contează asta, nu contează asta. Știi, mă, cum mă cheau tu pe mine, mă, de unde știi tu, mă, cum cheau? Auzi, dar ce faci cu buletinele alea? Voi aveți niște buletine, nu? Unde sunt buletinele noastre? Ce buletine, mă, nu știu, mă, n-am... Unde sunt buletinele noastre? Nu mă interesează, eu vreau... Presupun că s-a filmat și asta când erau buletinele. Absolut, a fost filmat-o. Eu vreau... Terminați-vă cu buletinele voastre. Mă, să moară!
de ce le întrebai pe ele dacă au rude în București? Sau... Erai complice cu de ce nu ai luat după anumite criterii? Dacă ai zis că sunt modele. Bă, terminați-o. Tu ești conștient? Tu ești conștient că ai vrut să-mi dai 5.000 de euro, mită? Dar să o face pe Ramona? Unde când eu eram acolo, mie ai fost să-mi dea ai vreo dovadă? Ai vreo dovadă? Uite-te un pic la camera aia de acolo. Camera aia de acolo, camera aia de acolo. Astea te-au filmat în fiecare zi. Minut de minut. Nu avem de ce să-ți arătăm. O să te uiți sâmbătă seara la Național TV și o să vezi. De ce să caute la Național TV? Să vă bat toată lumea din cauza ta. Ar fi trebuit să te gândești la chestia asta înainte să te implici în toate infracțiunile. Eu nu știu ce face el. Mi-ai dat, ai vrut să-mi dai 5.000 de euro. Mie a fost spus de el. Nu, n-ai fost spus de el. Așa? Da, noi te-am urmărit cum le vin pe un băiat pe aici. Ia te ce zic. Pichio. Deci tu îmi dădeai mie 20% și tu luai 80%. Bă, Bă, terminați-o, gata, nu rezolvați nimic, terminați-o. Bă, 20% luai și n-ai făcut nimic tu. Nu ai făcut nimic tu. Nu ai făcut nimic. Dacă nu vezi asta, bă, terminați-o. Ce rezolvați? Terminați-o. Păi nu-l vezi? Păi ce vrei să faci acum? 20% luai și ce înseamnă asta? Gata, că mă doare capul. Mă doare capul. Deci te rog frumos, vrem explicați. Ți-am explicat totul. Tu crezi că eu mă vând așa pe 20%? Da, te-ai vândut? Te-ai vândut pe ceva? Și nu știu eu. De unde știi? Te-ai după oamenii ăștia? Da, noi avem de mers probă. Noi am apelat la ei. O să vezi probele, să vezi. Și? Și uite că am aflat. Unde să nu mai întoarce vreodată înapoi. Și eu nu cred. Poate nu-ți dai seama, tot ce s-a întâmplat aici a fost un flagrant. Tu ai luat-o pe detectivul nostru. Eu sunt doar o victimă, nu sunt vinovat. Ai luat-o pe Ramona. Ramona este detectivul nostru. Și pe Ramona ai vrut să o trimiți? Unde o să o trimiți? În America la ce? Să fie model. Să fie model. Da, la cum arată, nu e normal să fie model? Ai vândut cu bani. Poți să fii nici acum, nu poți să iau la oaște. Edi, noi avem înregistrată discuție. Care a avut-o cu Tavi la voi acolo în studio. Nu, nu sunt la mine. Și buletinul vrei să le dau? Unde sunt? Mă faci responsabil de toate lucrurile numai pe mine? Ești, erai conștient de tot ce se întâmplă. Nu. În studio la voi, Tavi... Mă jur de știam ce face el. Tavi ți-a spus în studio la voi că fetele o să... Da, clienți care o să le sedeze. Nu, mi-a spus doar că o să cânte la saxofon. Ce înțelegi prin asta? Și o să le sedeze să facă ce vor ei. Nu, n-ar fi așa, nu mai da. Bă, dar nu mai da, mă, bă, vrei să-ți dau una pe spec? Nu mai da. Mami, deci nu vine să cred așa. Bă, gata, mă, terminați-mă. Până acum mă iubeați, acum dați-mi mine cu gențile, nu? Du-te, bă, și lasă-mă în pace, du-te și lasă-mă în pace. Du-te și lasă-mă în pace, nu spune tu mie ăsta. Nu spune tu mie ăsta. Pe tine și pe ăla. Ia, fă-te bule. Erai o amărâtă până să mă cunoști pe mine. Ce erai o amărâtă? Bă, ce am eu, mă, cine te bagă seama pe tine? Ce am eu, bă, n-am nimeni. Cine te mai făcea pe tine, mă? Ai, mi-ai dat și mie ceva, dau. Ce să-ți dau? Urma să-ți dau, că mergeam în America. Urma, 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 urma. Dar cum a putut să mintă așa pe față? Voi nu? Sunteți conștiente? Nu crezi că sunt o victimă și eu? Ce faci, mă? Nu te încerci aici, nu ceva judecă. Chiar nu e așa. Crezi că scap? Nu, tu ai știut tot ce se întâmplă. Te-ai bucurat la 20% din banii pe care urma să-l luați pe ei. Voi ați făcut trafic de carne vie. Teoretic, teoretic. Nu este teoretic, doar că noi nu interveneam. Fetele astea ar fi dispărut. Nu cred. Bă, măcar acum la 12 la ceas ai putea să-l cunoști. Ai demnitate, mă, omule, să recunoști. Te bătut, tot te bate, înțelegi? Măcar ce să-mi faceți voi? Să mă bateți voi pe mine? De ce nu ai să-i aduci la sfârșit? Bă, mai modeling? Nu, avea să-mi dea mie bani, de asta vreau să iau. Și ia, unde ia la mă? Nu înțeleg cum poți să iau. Unde ai să iau? Ai unde ia? Vrei buletinele înapoi, vă rog frumos. Știi că avem dovezi? Că avem dovezi? Să le văd, să le văd. Ce ai aveați voi în capul ăla? La stadion? Cum să... Doamne! Fii atent că-ți dau foc cu toți mașina și cu tine, mea. Adică? Dacă n-apar buletinele. Da, buletinul să nu am mie! Ți-ai focul, te-ai dus la bossul tău! Cu Tavi, el este șeful, el este șeful meu, inclusiv al vostru. Băje, hai să recuperăm buletinele, fetelor. Chiar vă rugăm frumos buletinele noastre. Și atâta încrederea ți-a avut voi în... Da, da, chiar am avut încredere. Dar s-a stat și buletinele. Am trecut peste dragoste, că minte să... Că ne-am șelat, că în alte chestii, am zis, hai mă, că poate și-a bătut joc de noi așa, hai că poate acum... Știi că te-am iubit mereu, Daniela, tot timpul te-am iubit, ai fost favorita mea. Și pe tine la fel, știi prea bine. Da. Într-o oarecare măsură v-am iubit pe ambele. Nu? Cel mai frumos. Știți asta. Să le faci și ceva dacă le iubeai. O să rămână? Nu a fost vina mea, am fost... Știi ceva? Am fost forțat, practic, am să fac rugăminte, asta. Chiar am rugăminte la voi, data viitoare, să aveți mai mare... Să nu le mai dați. Dar de ce vine și pune mâna pe mine? Nu înțeleg, ce înseamnă? De ce pune mâna pe mine? Păi unde crezi că te duci acolo? La ce știi tu că ai făcut așa, acum câteva zile?
Am fost forțat să fac asta, eu nu am vrut să fac asta, eu nu am știut. Tocmai în final mi-am dat seama și nu mai puteam da totul înapoi. 24 din 24 de ori. Nu știam cum dau în jos. Din contră, te-am văzut pe tine cum le forțezi pe acestea. Știam că e vorba despre altceva. Și în final nu mai puteam da, nu mai puteam da nimic înapoi. Tavi chiar vrea asta. Am făcut treaba asta de mult, am ajuns în punctul ăsta. Spune adevărul. De cel mai bine. Adevărul e, recunosc că am greșit. Când spui adevărul, ce vrei este să mult mai bine. Eu recunosc că am greșit, dar nu am vrut asta. Eu încerc scuze, dar... Ei din America pe noi, ce făceai cu ei? Ce dacă îmi spui că îi împărțeai... Aveam și eu problemele mele, aveam nevoie de bani. Mă, dar aveai casă, nevoie de bani? Mă, până acum ai zis că la când erai, eu n-aveam nimic. Mie nu mi-a luat nimic, mă plimbai în parc. Dar ei ți-au luat vreo haină, ceva? Ai zis că nu, bijuterii, ceva? Păi și iubirea constă numai bine, haine. Ai luat ceasă? Asta? Păi... Ia ceas. Pe cap. Îți sper cu chef pe cap, norocitule. I-ai luat ceasă? Camoș. Ia dracu, închisoarea să te mănânce, norocitule. Nu mai plânge. Imaginându-te, păi ai cupeu, băi, acum, ca-ți afla că nu o să ajungeți în America. Bă, ca mi-aș... Ce să facem în continuare este învățătură de minte. Nimic. Iartă-mă. Nu mai plânge, iartă-mă. Nenorocit ca tine sunt la toate colțurile, deci nu e posibil așa ceva. Uite și tu în locul meu. Am fost forțat să fac asta. Păi nu s-a forțat nimeni, mă, terminăm. Dacă chiar ne iubeai tu, dacă chiar ne iubeai pe chiar noi, nu știam că chiar se poate ajunge aici. La început a fost doar un joc, o glumă. Fost doar o glumă. Nu puteai să... Davi e mult mai puternic. Mă domină și pe mine, mă obligă să fac unele chestii. Așa, cum poți să glumești? Asta e glumă, să duci femei la produs în străinătate? Asta e glumă? Ce glumă e asta? Eu n-am mai auzit de glumă. La început eu chiar am crezut că... Știu, bancuri cu bulă. Alea-s mișto. Ăsta nu e banc, frate. Ăsta e tragedie ce faci tu aici. E rău. Acum ce poți să mai fac? Vă dau timpul înapoi? N-ai cum să dai timpul înapoi. Trebuie să recunoști. O să trească să plătești pentru absolut tot ce ai făcut aici. Și tu, și prietenul tău, Tavi, și cum îl mai cheamă. Și o să plătiți amândoi. Ți-ai bătut joc de două suflete, practic. Ai văzut că nu au părinți, sunt singure la București, au probleme cu banii și ai profitat. Asta ai făcut. Asta nu e o glumă. Asta e o tragedie. Punct. Așa ceva nu se face. Nu ai cum să faci așa ceva. Locul tău din momentul ăsta, bă, ce te rog cum să-l iei, nu este aici. Dar de ce? Hai din chiar nu pot să mai fac nimic, să dau timpul înapoi. Asura absolut ce ai făcut. Timpul înapoi, te gândești în celulă singur. Și asta, dă-te dreapul, ia și ce am făcut eu, e nesemnificativ lângă ce-a făcut Tavi. Tu te-ai certat pe procente cu Tavi. I-ai reproșat lui Tavi că tu faci toate treaba. Mai dați-mi o șansă. Pușcăria să te mănânce, pușcăria. Sunt nevinovat. Aula cu locul ceartă. Probabil că nu e momentul acum, dar... Ar trebui să vă reproșăm faptul că voi nu l-ați contactat pe Bogdan. Deci eu știu foarte, înțeleg că a sunat foarte bine anunțul, probabil. Că ori plecați în străinătate, contacte da, pe bani. Da, vă dați seama. Dar poți să ai încredere într-un om pe care nu-l cunoști și n-ai auzit de el? Nu, dar timp cât ne-a chemat și am avut încredere în el, că ne-a chemat la ședințe, foto, la tot felul de... Dar nu v-a spus o întrebare cu buletinul? V-a lăsat fără buletin. A zis că pentru nu știu ce trebuie, pentru, pentru bilete. Pentru viză, nu mai știu. Orice, oricum, ceva ce ne-a băgat în ceață, niciun caz să ne dă seama. Nu mai ești din țară, nu aveam de unde să știm. Vedeți nu v-ați gândit? Era de stres, nu este luat de încredere. Ai să ai... Da, ai dreptate aici, dar nu am stat să ne mai gândim la faptul. Nu am ținut de iubirea lui. La urmă, știu, e și vina noastră. Bine că am reușit să rezolvăm cumva, că altfel clar nu mai aveam nicio scăpare. Bun, treaba noastră s-a terminat aici. Mare grijă la anunțuri. Nu, 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 putem să sperăm decât că nu o să mai încercați vreodată să cădeți în cap la negru. Niciun caz. Mulțumim din suflet că ați stat alături de noi. Bogdan, o să rămân cu ele. O să rămân cu ele să le duc în siguranță. Echipa Fosta Mea Iubire a demonstrat încă o dată că nimeni nu este invincibil, oricât de puternic ar fi, și că nimeni nu rămâne nepedepsit. Sunt Bogdan Lazăr și până data viitoare, ai grijă în mâinile cui îți lași iubirea.